Inimile microbiștilor mureșeni bat la unison. La această oră, pe stadionul Transil, debutează un nou sezon de Liga 1. ASEA Târgu Mureș întâlnește pe teren propriu Universitatea Cluj-Napoca. Partida a fost prefațată de antrenorul principal, Adrian Falub. Sezonul acesta va fi unul foarte greu, pentru că retrogradează 6 echipe. Obiectivul principal al nostru este de a forma o echipă, pentru că sunt foarte mulți jucători noi, unii dintre ei venind în ultimele zile. Avem premisele de a forma o echipă competitivă pentru a ne îndeplini obiectivul, rămânerea în prima divizie. Ne va fi foarte greu, chiar din prima etapă, pentru că întâlnim un adversar dificil, Ucluj, care a avut în sezonul trecut un retur excelent. S-a salvat de la retrogradare, iar acum, în Cupa Ligii, a eliminat un adversar puternic. Formația Târgu Mureșeană intră pe teren cu un lot înnoit chiar și în ultimele zile. Mijlocașul italiano-argentinian Nicolas Gorobsov a semnat un contract de joc cu formația Târgu Mureșeană. După ce a debutat în cariera de fotbalist în țara natală, Nicolas s-a mutat împreună cu familia în Italia, având acum dublă cetățenie. În vârstă de 24 de ani, Gorobsov a evoluat până acum la formațiile Vicenza, Torino, Cesena, Poli Timișoara, Nocerina și ACS Poli Timișoara în ultimul sezon. Două titluri de campion, 3 cupe ale României și 2 supercupe. Acestea sunt performanțele obținute în carieră de noul jucător al echipei roșalbastre, Gabriel Mureșan. În vârstă de 32 de ani, mijlocașul central născut la Sighișoara revine în Liga 1 după o experiență de un an în Rusia, la Tomsk. A debutat în fotbal la Mobila Sovata, de unde s-a transferat la Gazmetan Mediaș. După 2 sezoane la Gloria Bistrița, a urmat transferul la CFR Cluj-Napoca, unde Gabi Mureșan a obținut cele mai bune rezultate ale carierei. Are 9 prezențe în tricoul echipei naționale. După aceste noi contracte semnate, reprezentanții clubului și jucătorii sunt optimiști. Iată ce a declarat portarul Eduard Stăncioiu cu o zi înainte de meciul în compania clujenilor. Țin să felicit conducerea clubului pentru achizițiile făcute. Am văzut alături de noi la antrenamente jucători motivați, foarte valoroși și nu în ultimul rând de caracter. Mi-a plăcut foarte mult atitudinea jucătorilor, în special în meciurile amicale, unde nu am avut rezultatele așteptate. Am mare încredere în această echipă și sunt sigur că ne vom bucura la sfârșitul sezonului. În meciurile disputate vineri 25 iulie în Liga 1, Astra Giurgiu a învins Concordia Chiajna cu scorul de 2-0, iar partida dintre Universitatea Craiova-Pandurii Lignitul Târgu Jiu s-a încheiat la egalitate 1-1.